Bună dimineața tuturor! Numele meu este Bogdan Nicolescu, membru al echipei de suporte Vest România. Împreună astăzi vom dezbate subiectul conectivității în timp real pentru platformele de automatizare descentralizată. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență și voi mai aloca câteva minute pentru ca toată lumea să poată să intre și să vizualizeze prezentarea. Începem de îndată ce observăm că s-a stabilizat numărul de participanți. Mulțumesc! Bună dimineața din nou și celor care ni s-au alăturat între timp. Numele meu este Bogdan Nicolescu. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt membru al echipei de suport tehnic Festo România, responsabil pentru partea de Electric Automation. Și astăzi vă invit să discutăm împreună subiectul acestui webinar, conectivitatea în timp real, pe o platformă de automatizare descentralizată. Pentru cei dintre noastre care nu ați mai participat până acum la webinariile Festo, vă invit să adresați în timpul webinarului întrebările noastre în rubrica de chat. Voi încerca să le răspund la final, în sesiunea de Q&A, unde vă încurajez să participați activ. De asemenea, în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pe care nu le acoperim în timpul prezentării, vă invit să ne contactați via e-mail, fie pe adresa mea, fie pe adresa generică de tehnica@festo.ro. Bun. Vă propun să începem. Necesitatea îmbunătățirii conceptelor actuale de automatizare pentru reducerea costurilor în procesele de fabricație reprezintă o problemă discutată pe larg. Cercetările au dezvoltat de ceva timp soluții pentru acest domeniu problematic, bazate pe concepte de automatizare descentralizate, spre exemplu sisteme holonice sau sisteme de agenți. Cu toate acestea, companiile industriale au manifestat reticențe în ceea ce privește o aplicare largă în practică. Motivele rezidă în principal în lipsa metodelor de inginerie pentru implementarea sistematică în întreprinderile industriale și lipsa unei evaluări de ansamblu asupra consecințelor pentru domeniile de aplicare pe durata întregului ciclu de viață. Scopul principal pentru dezvoltarea conceptelor și sistemelor de automatizare descentralizate este, în fapt, de a obține flexibilitate și eficiență în sistemele de automatizare din fabrică, deziderat pe care vă propun să-l dezbatem în cadrul prezentării de astăzi. Un scurt cuprins. În primul rând vom dezbate arhitecturile descentralizate, o să avem o scurtă introducere, topologii și aplicabilitate.
Vom trece mai apoi la o platformă de automatizare, Festo AP, pe care o vom dezbate în detaliu. Mai apoi vom trece la topologii bazate pe aceasta. O să aveți și un capitol întreg de argumentație, exemple de aplicații, acces la documentație și tutoriale și, așa cum v-am obișnuit și înainte, partea de Q&A, la care, repet, vă încurajez să participați activ. Bun. Un proces de fabricație din mediul industrial este structurat ierarhic în forma așa numitei piramide de automatizare, în cadrul căreia fiecare nivel îndeplinește anumite sarcini specifice. Echipamentele sau sistemele de automatizare precum PLC-uri, HMI-uri, controlere, senzori, etc. sunt atribuite în funcție de specificul lor în cadrul unui anumit nivel. Datele generate în producția industrială sunt atribuite strict diferitelor niveluri, transferate prin interfețe și mai apoi grupate sau abstractizate. Abordările pentru descentralizarea sistemelor în cadrul automatizării din fabrică au loc în primul rând la nivelul hardware, bazat pe PLC-uri și sisteme de field bus, funcții de automatizare, orientate spre proces. Un obiectiv esențial aici a fost reducerea cablării și, prin urmare, a costurilor hardware. Dezvoltarea consecventă ulterioară a acestor concepte a condus la dispozitive de câmp inteligente și la distribuirea către nivelele inferioare a funcțiilor de control ale proceselor. Totuși, o astfel de descentralizare s-a aplicat în principal sistemelor de nivel 1 cu funcții orientate spre proces și exact pe acestea vom insista și noi în cadrul dezbaterii de astăzi. Să vedem acum câteva topologii. În primul rând, avem varianta cea mai simplă, cea centralizată, în cadrul căreia toate modulele de I/O sunt integrate în PLC. Avem în această situație utilaje sau celule de dimensiuni mici, o arhitectură simplă, un număr ridicat de conexiuni cu nivelul de câmp și un număr minim de module. Mai apoi, în situațiile în care sunt necesare grupuri de module de I/O în locații distribuite, putem să gândim o structură modulară. Arhitectura devine în acest caz complexă, se reduce însă numărul de conexiuni cu nivelul de câmp și avem doar un număr limitat de module. În cazul în care aplicația necesită module I/O distribuite pe o arie largă, atunci se recomandă o abordare descentralizată și separarea acestora până în proximitatea senzorilor sau actuatorilor. Se obține astfel un număr minim de conexiuni cu nivelul de câmp, însă avem un număr ridicat de module. Nu în ultimul rând, există și varianta hibridă. Este practic o combinație între cele trei tipuri enunțate anterior. În acest caz, bineînțeles, există o optimizare a numărului de conexiuni cu nivelul de câmp și al modulelor de intrăreșiri, însă nivelul de complexitate al topologiei este per ansamblu cel mai ridicat. Bineînțeles, și costurile în acest caz sunt pe măsură, dar beneficiile și acel total cost of ownership sau beneficiile pe întregul ciclu de viață sunt clare. Și o să le vedem în capitolele ce urmează. Bun. Pentru a vizualiza efectiv topologiile exprimate anterior, vă propun să le vedem cu următoarele exemple. Prima variantă, cea centralizată, constă practic doar într-un cabinet ce conține un PLC, spre exemplu un PLC Festo în cazul de față, cu diverse moduluri de I/O legate direct la nivelul de câmp. Varianta modulară include și un cabinet central cu PLC, cu module de I/O și comunicație, o periferie distribuită fără CPU, poate să fie tot din gama CPXS sau de la orice alt producător și eventual o insulă de ventile de tip
CPX care poate să fie montată în câmp. Ajungem din nou la varianta descentralizată, pentru care de data aceasta vă propunem câteva noutăți. Avem gama deja consacrată de PLC-uri CPXE, pe care o putem lega la noduri RIO de tip CPX API via Fieldbus. O să dezbatem acest lucru pe larg în capitolul următor. Din acestea putem înlănțui, iată, o serie de module de IO din gama de CPX API și insule de ventile precum VTUG sau MPIL. Nu în ultimul rând, avem și topologia hibrid, iarăși, care, așa cum am spus și anterior, combină toate elementele enunțate anterior pentru o optimizare a numărului de conexiuni într-o arhitectură complexă. Bun. Așa cum am văzut și cum am menționat și anterior, sistemele noastre de automatizare, fie că sunt compuse din echipamente Festo, fie că aveți și PLC-uri de la alți producători, ce trebuie să rețineți este că produsele Festo asigură o conectivitate perfectă cu nivelul superior de control și permit o integrare facilă via Fieldbus. Iată, avem absolut toate protocoalele de comunicație integrate și avem colaborări practic cu absolut toți marii furnizori de pe piață de PLC-uri. Bun. Să dezbatem puțin și principalele cerințe industriale care induc practic nevoia descentralizării și unde apar acestea cel mai ades. În primul rând, spațiul limitat de montaj și amprenta redusă la sol. Acesta este dezideratul impus cel mai adesea, indiferent că discutăm de zona de segmentul de AMI, de ELA sau de FUD. Avem în aceste cazuri o serie de roboți sau gantry-uri cu diversi senzori și actuatori tip end-of-farm, dificil de gestionat la nivel central în cazul liniilor de producție, de asamblare sau a celulelor de paletizare și așa mai departe. Bun. Ținând în al doilea rând, avem un design nevoie de un design flexibil al utilajului. Ținând cont de contextul actual în care durata medie de viață a produselor este considerabil mai mică decât în trecut, un design flexibil al utilajelor sau celulelor de asamblare sau ambalare ne permite să operăm modificări simple, fără costuri ridicate, prin care să asigurăm mentenanță sau implementarea practică a unor noi rețete. Trebuie de asemenea ca sistemele noastre să fie compatibile IoT și să asigure conectivitate cu PLC-urile host. Conectivitatea și conceptul de industrie 4.0 presupune colectarea, stocarea și analizarea cât mai multor informații de proces în vederea facilitării procesului de mentenanță predictivă, spre exemplu, condition monitoring și analiză de calitate. Mai apoi, celulele individuale trebuie integrabile în linii de producție modulare. Toate utilajele cu celule flexibile necesită interoperabilitate asigurată de magistrala de câmp. Utilajele centralizate au nevoie de module flexibile. Spre exemplu, utilajele de dozare sau de ambalare, de extracție, de foraj, spre exemplu, de asamblare rapidă. Pe scurt, sisteme standardizate ce necesită un timp extrem de mic de reacție al modulelor I/O, de ordinul, să spunem, microsecundelor. În ultimul rând, avem utilaje cu distanțe mari între senzori, actuatori și panoul de control. În acest caz, este necesară și o coordonare logistică a produsului de fabricație cu stocuri, cu furnizori, cu materii prime. Este necesar, deci, să avem un sistem de I/O care se poate întinde pe distanțe mari, de exemplu, până la 50 de metri, să spunem, și, de asemenea, să asigurăm și un sistem complex cu un număr ridicat de module. Bun. Să discutăm în cele ce urmează de platforma de automatizare Festo AP și ce presupune aceasta. Ce reprezintă efectiv Festo AP? Festo AP reprezintă Festo Automation Platform. Este o tehnologie inovativă și performantă ce permite comunicație bazată pe cablarea
înlățuită a dispozitivelor compatibile, totul la un cost extrem de competitiv. Pe scurt, avem performanța unei conexiuni Ethernet la costul unei conexiuni de IO-Link. Informația în această platformă circulă în formă de buclă între modulele interconectate. Acestea extrag informația din fluxul de date care le este destinat și inserează în loc datele colectate. Față de tehnologia curentă, acest proces de schimb de informații se desfășoară fără a crea spații în fluxul de date. Fluxul de date are mereu aceeași viteză în întreaga topologie, astfel că poate fi utilizat cu ușurință pentru sincronizare precisă în timp, atât de necesare echipamentelor electromecanice. Acuratețea este net superioară astfel sistemelor concurente și nu este impactată de numărul de dispozitive conectate. În ultimul rând, avem canale de date complet separate, ce sunt disponibile pentru informațiile ciclice în timp real, spre exemplu datele de proces, și cele de tip IoT, care nu necesită transmisie în timp real. Comunicația poate fi deci adaptată flexibil la diferite tipuri de protocoale. Nu am mai inclus în prezentare și datele din fișa tehnică, însă voi aminti, spre exemplu, că această platformă de automatizare oferă o lățime de date, practic cantitatea de informație de proces este de 2 KB pentru input data și 2 KB pentru output data, deci extrem de multe date. Cycle time-ul minim la care se poate ajunge este de 15 microsecunde, lungim de cabluri maxim de 50 de metri și număr de dispozitive până la 500. Practic, în funcție de numărul de dispozitive, distanța între ele nu are practic limită, să spunem așa, dar avem această restricție de 50 de metri maxim între două dispozitive de câmp. Bun. Să luăm în considerare cerințele și dezideratele exprimate anterior, Festo vine în întâmpinarea acestora cu o familie de produse destinate descentralizării. Avem acest CPX-E cu grad IP20, cu montaj în cabinet, care oferă funcții de CPU, cu capacități inclusiv de soft motion, module de I/O, IO-Link, bus node-uri și IO-Link practic distribuit. Avem noduri de comunicație și pentru remote IOs. Mai departe, avem zona de CPX cu un grad de IP65 sau IP67 cu montaj în linie, arhitectură descentralizată, oferă și posibilitatea de CPU, inclusiv cu soft motion, avem noduri de comunicație pentru remote IOs și reprezintă un hibrid, practic, între zona de electric și pneumatic, prin partea separată de pneumatică. În ultimul rând, avem partea de CPX API cu grad de IP65 sau IP67, tot așa, cu montaj în câmp, ce asigură o arhitectură descentralizată. Avem noduri de field bus pentru remote IO, spre exemplu acestea de sus, și avem și posibilitatea de hibrid electric și pneumatic prin interconectarea cu insule de tip VTUG și MPAL. O să vin din start cu precizarea pentru cei noastre care dețineți deja aceste insule de ventile de tip VTUG sau MPAL. Ele pot fi integrate extrem de ușor în această nouă topologie de aplicație, schimbând doar plăcile de capăt cu cele compatibile Festo AP. Nu este practic o schimbare majoră pe care trebuie să o faceți ca să introduceți aceste insule în astfel de sisteme. Bun. Pentru început, haideți să vedem și un exemplu de arhitectură, să considerăm un PLC, fie că e vorba de Festo, fie că e vorba de orice alt PLC consacrat de pe piață. El va comunica via Fieldbus, fie că este vorba de EtherCAT, Ethernet, IP sau Profinet, sau Modbus, către un modul de comunicație CPX API. Avem
module de comunicație specifice fiecărui protocol, deci nu există un nod de comunicație care să le înțeleagă pe toate, de aceea ele trebuie configurate în funcție de protocolul de comunicație pe care îl doriți. Mai apoi putem să ramificăm topologia către multiple module de I/O, CPX API, care să includă, o să vedeți mai departe, zona de digital I/O, analog input, analog output, I/O link, depinde de necesarul pe care îl avem. Putem astfel să dezvoltăm o arhitectură extrem de simplă, utilizând acest Festo AP, care practic ne permite să înlănțuim aceste dispozitive cât mai aproape de zona de actuatori. Putem de asemenea să asigurăm și legătura către partea de Industry 4.0 cu zona de mentenanță predictivă, cu zona de cloud monitoring, condition monitoring și în viitorul apropiat ele vor fi integrate și în Festo Automation Suite, softul cu care lucrați în mod curent pentru zona de PLC-uri, controlere și CPX. Bun, ca o vedere de ansamblu, ca să avem o imagine cât mai bună a portofoliului curent Festo versus noua generație, să spunem. Mulți dintre noastre aveți deja în fabrică insulă de ventile de tip CPX, la care ați adăugat module de tip CPX CTL sau insule de tip CPV, sau aveți astfel de CPX CP Mastere, sau aveți dispozitive de tip CTU cu port cu I-porturi. Limitările în acest caz sunt extrem de clare. Avem lungimi maxime de doar 10 metri, toate aceste produse necesită interfețe CPX și plăci de capăt. Avem un bus intern destul de limitat din punct de vedere al performanțelor. Avem doar o topologie de tip linie și avem un maxim de 16 dispozitive pe o interfață. Vedeți imediat diferențele față de noua generație, unde limitările legate de lungimile de cabluri s-au mărit considerabil, avem maxim 50 de metri lungime pe cablu. Nu există, așa cum am spus și mai înainte, costuri suplimentare pentru interfețe. Comunicația AP este extrem de rapidă, avem 200 de megabits pe secundă și un cycle time de până la 250 de microsecunde. Cum v-am spus și înainte, în cazul în care avem cantitatea minimă de date transmisă, putem să obținem, într-un caz ideal, să zicem, până la 15 microsecunde timp de ciclu. Topologia este de tip linie în acest moment, însă dezvoltăm și, începând de anul viitor, vom avea și variante de tip Star și Tree. Și avem, iată, maxim 80 de dispozitive AP care pot fi interconectate în acest moment. Începând cu update-ul de la finalul anului, vom extinde funcționalitatea, așa cum am menționat anterior, până la 500 de dispozitive. Bun. Echipamentele hardware, gama actuală, includ modulele Fieldbus, ce asigură conectivitatea via EtherCAT, Ethernet IP, Modbus, Profinet sau Profibus. Așa cum am spus și mai înainte, există codificări pentru fiecare astfel de tip de comunicație. Mai apoi, avem module de tip I/O, care includ 4 sau 8 intrări digitale, hibrid cu 4 intrări și 4 ieșiri digitale, 4 intrări analogice, spre exemplu, 4 porturi de I/O link și multe alte variante, o să vă las să le descoperiți pe site-ul Festo și pe catalogul online Festo. Nodurile pentru insulele de ventile, avem modulul pentru VTUG. Am făcut aici un extract să vedeți cum se configurează acesta. În cazul în care achiziționați un modul nou, el trebuie configurat cu un astfel de protocol de activare, este o interfață AP. La fel și la modul MPA, acest modul de conexiune electrică trebuie selectat cu API. El poate fi de asemenea și comandat separat și modificat ulterior.
pentru echipamentele deja existente. Bun. Să trecem la topologii bazate pe astfel de pe această platformă de Festo AP. Avem un prim exemplu care este și cel mai complex. În acest caz avem o topologie descentralizată de tip hibrid, ce conține o rețea de Industrial Ethernet la care avem legat un PLC CPXE cu montaj în cabinet. Puteți să-l vedeți în partea din dreapta ecranului. Avem mai apoi o serie de servocontrolere, fie că e vorba de partea de servocontrolere sau de extra low voltage, de cele pentru motoare pas cu pas. Avem remote IO-uri în cabinet, avem aceste periferii ale PLC-ului pe care avem incluse și zona de intrări-ieșiri sau chiar și master IO link în cazul de față pentru a controla dispozitivele din câmp. Avem remote IO-uri modulare, așa cum ați văzut în topologiile descrise anterior, sunt aceste insule, spre exemplu CPX, care pot fi montate în afara cabinetului. Avem aceste remote IO-uri descentralizate, sunt cele din gama CPX API, care pot fi montate extrem de aproape de zona de senzori sau de actuatori. Avem modulele IO, insule, tip insule de ventile, avem aceste VTUG sau MPIL care pot fi iarăși interconectate fie via fieldbus, fie via AP, depinde de cum preferați. Avem și de asemenea zona de Simplified Motion Series, zona de actuatori electrici cu capete de cursă, care începând de anul viitor va fi și ea integrată în această platformă de Festo AP, tocmai pentru o integrare extrem de facilă și un control extrem de rapid al acestor echipamente. În momentul actual, ele pot fi interconectate prin aceste module de IO Link, deci putem să le considerăm incluse deja în această platformă, dar așa cum am zis, vor fi updatate, vor fi actualizate pentru a avea direct legătură cu acest AP bus. Bun. Avem și zona de HMI și zona de Vision, bineînțeles, pentru a definitiva întreaga topologie. Ceea ce vreau să vă arăt este că același lucru îl putem avea indiferent de field bus-ul pe care îl preferăm, fie că e vorba de EtherCAT, fie că e vorba de Ethernet IP, fie că avem un anumit tip de PLC sau altul, nu există restricții sau nu există diferențe din punctul acesta de vedere. Festo oferă un portofoliu extins care se poate preta în funcție de orice cerințe aveți în cadrul liniei noastre de fabricație. Bun. Să vedem practic și argumentația pentru Festo AP, pentru acest automation protocol. Avem în primul rând funcții, o serie de funcții și o serie de beneficii. Da? Cablurile sunt standard de alimentare și de transmisie de date. Practic avem costuri reduse și zone de și o siguranță crescută. Transmisia de date este mult mai rapidă față de ceea ce aveam înainte, ați văzut, diferențele sunt majore. Lungimile de cabluri, iarăși, au fost extinse extrem de mult, ceea ce ne ajută să avem o arhitectură mult simplificată, pentru că nu mai trebuie să mai punem anumite extendere pentru a ajunge la dispozitivele aflate mai departe. Numărul ridicat, de asemenea, de module, până la 500, așa cum v-am spus, practic avem mai multă informație în sistemul nostru prin conectarea mai multor dispozitive care ne pot ajuta. Comisionarea este de tip web browser, nu este necesar un anumit software specific, comisionarea este extrem de rapidă și beneficiază, bineînțeles, de suport din partea noastră.
Greutatea este extrem de redusă în cazul în care aveți nevoie, spre exemplu, să integrați astfel de module de I/O pe sisteme aflate în mișcare, spre exemplu pe roboți sau pe gantry-uri. Nu trebuie să vă faceți griji referitor la greutatea lor, au mai puțin de 180 de grame per modul. De asemenea, există compatibilitatea IO-Link. Avem, practic, acel modul, Master IO-Link, care ne asigură compatibilitatea cu o varietate de senzori industriali inteligenți. Există o detecție automată a topologiei, deci nu trebuie să facem anumite configurații speciale. Se dezvoltă și zona de monitorizare a integrității cablurilor pentru mentenanță predictivă. Este un proiect iarăși care va fi lansat publicului începând cu finalul acestui an. Vom putea practic să avem aceste informații pentru a vedea instant dacă există anumite probleme în zona de cablare. Comunicația este în timp real, ceea ce ne ajută extrem de mult în partea de performanță. Se poate adapta timpul de ciclu, practic avem în cazul de față o sincronizare cu PLC-ul host. Avem servicii cloud, integrare în IoT și Industry 4.0, diagnoză pe module. Este extrem de simplu în momentul de față să facem o funcție de troubleshooting și, așa cum v-am spus și anterior, toate aceste echipamente vor fi introduse în Pest Automation Suite, programul nostru de comisionare și depanare al sistemelor Festo. Urmează să anunțăm de îndată ce pluginul va fi disponibil. Bun, haideți să avem și un poll foarte, foarte rapid. Mă interesează în principal dacă sunt justificate temerile clienților referitoare la adoptarea unui sistem de IO specific unui anumit producător. V-am pus și câteva răspunsuri, să zic așa, la care m-am gândit eu. În primul rând, pot să înțeleg dacă ar fi o reticență în ceea ce privește furnizorul acestui echipament. Nimeni nu vrea să fie dependent doar de un anumit producător. Dacă există costuri legate de licențele de operare, dacă considerați că datele, sistemele sunt închise, nu aveți practic acces total la ele, sau dacă considerați că datele de diagnoză în multe cazuri sunt insuficiente. M-ar interesa extrem de mult să vedem care este părerea noastră referitoare la acest subiect. O să las deschis încă un minut polul ca să apuce cât mai multă lume să voteze. De asemenea, în cazul în care nu ați întâlnit probleme în implementarea acestor sisteme, este și acesta un răspuns. Ne bucurăm că lucrurile decurg fără probleme. O să profit de acest timp să verific și zona de chat, unde pentru moment văd că nu există întrebări. Dacă aveți, vă rog să le scrieți fără ezitare. O să închid polul. Deja au fost, să zicem, suficiente voturi. Prezența la vot deja este mai mare decât la alegerile din România, deci suntem extrem de satisfăcuți. Bun, așa cum am anticipat, reticența cea mai mare este legată de dependența față de furnizorul de produse de remote I/O.
Practic, care ar fi în momentul de față argumentația în ceea ce privește această problemă, să zicem așa? CPX API-ul reprezintă o arhitectură stabilă și ușor integrabilă, cum ați văzut, cu toate sistemele disponibile pe piață, deci cu majoritatea producătorilor de PLC-uri și nu este dependentă de un anumit field bus pe care îl utilizați. În același timp, Festo este extrem de transparent cu ceea ce înseamnă datele pe care le transmitem și cu modul în care le transmitem. Nu există anumite lucruri ascunse și nu există din partea noastră în același timp nici o reticență în a asculta și a implementa în cadrul unor proiecte pilot pentru început sau în cadrul unor versiuni ulterioare în anumite funcții de care aveți nevoie în cazul în care le exprimați și le considerați vitale pentru produsele noastre. Deci vă încurajăm aici să purtăm o discuție liberă ori de câte ori există astfel de probleme. De asemenea, așa cum am menționat și anterior, nu există nevoia unor licențe de operare pentru echipamentele Festo, nu există costuri suplimentare sau ascunse în cazul în care vreți să rulați, să integrați astfel de echipamente în sistemul nostru de automatizare. Bun, dacă există întrebări pe parcurs sau dacă există nevoia de a dezbate aceste subiecte, vă invit la final să purtăm această discuție. Avem și o întrebare, o să văd că nu a fost foarte clar, probabil dacă aceste produse sunt deja disponibile pe piață. Da, ele sunt disponibile, puteți să le găsiți pe site-ul Festo. Codurile sunt, bineînțeles, CPX API și Festo Support Portal vă va direcționa direct către documentația acestora și către zona de configurare. O să arăt în capitolul de la final cum aveți acces la documentație și cum puteți să intrați în legătură cu aceste echipamente. Bun. Să vedem și câteva exemple de aplicații. Vedem în cazul unui utilaj generic o soluție curentă cu un CPX CP interface. Este un CPX MPA unde avem anumite module de tip CPI. Este o soluție pe care majoritatea dintre noastre o aveți integrată în liniile de producție pe care le aveți sau liniile de producție pe care le dezvoltați. Care ar fi diferența cu această soluție API și care ar fi beneficiile noastre? În primul rând, după cum puteți să vedeți, există o descentralizare a întregii aplicații. Nu avem doar această insulă de vendire, ci avem direct o legătură cu PLC-ul sau cu nodul de comunicație către acest Festo CPX API Field Bus, la care putem să legăm via Festo API oricâte astfel de echipamente de digital, de remote I/O. Practic, vedeți aici că am interconectat o serie de echipamente, spre exemplu module de intrăreșiri, insule tip MPA, avem modulele de I/O Link. Practic, există o eliminare a interfețelor adiționale, există un spațiu de instalare mult mai redus, nu mai trebuie să avem acea insulă extrem de mare și nu mai trebuie să mai avem toate conexiunile care pleacă către aceste echipamente înlănțuite. Și putem de asemenea să avem o varietate extrem de ridicată a modulelor de I/O. Un alt exemplu, poate mult mai bun,
este legat de un braț robotic, spre exemplu, cu un gripper cu vacuum. În momentul de față avem un PLC și, spre exemplu, dacă alegem comunicația de tip EtherCAT, dacă vrem să avem o anumite dacă vrem să avem o parte de gripping extrem de solicitantă, unde avem nevoie de mai multe insule de tip VTUG, observați că este necesar un EtherCAT IO-Link Master. În acest caz, dacă utilizăm o soluție CPX API, avem nevoie de un singur modul de interfață EtherCAT, de la care mai apoi putem să înlănțuim două insule de tip VTUG prin conexiune AP bus. Avem practic o eliminare a acelei interfețe adiționale, avem eliminarea limitărilor de performanță. Sunt integrate insule de ventile deja existente și le-am extins practic capacitatea de diagnoză prin utilizarea FestoAP. Timpul de ciclu este mult redus, beneficiem de viteza acestui fieldbus Festo și avem, bineînțeles, și posibilitatea de interconectare IoT. Bun. Mă interesează în cele ce urmează și unde credeți că puteți să integrați astfel de echipamente CPX AP, care este practic principalul tip de aplicație. Ne apropiem de finalul prezentării și o să profit ca totuși să mai lansez și această întrebare. Noi am identificat în principal zona de conveioare, de celule de producție, de capete de lucru pentru roboți, așa cum ați văzut, însă ne interesează și alte aplicații pe care le gândiți sau pe care le aveți în momentul de față. Dacă răspunsul dumneavoastră va fi altul, va fi ultimul, acea opțiune de altele, vă invităm să ne scrieți în chat și să discutăm la final concret aplicațiile la care v-ați gândit. Bun, o să las tot așa un minut, două pentru a avea toată lumea timp să răspundă. Se pare că procesul de votare merge extrem de rapid. Sunt surprins de faptul că există destul de multe răspunsuri cu alte aplicații la care v-ați gândit, deci o să fiu foarte interesat să le aflu la final în rubrica de chat sau bineînțeles și ulterior putem discuta via e-mail sau telefonic. Bun. Principala aplicație este, bineînțeles, cea de celule de producție. Aici există principalul interes, văd, din partea noastră. Un procent extrem de mare și dintre noastră lucrează deja cu astfel de echipamente pentru zona de end-of-farm tooling pentru roboți. Conveioarele sunt cel mai puțin preferate și avem, așa cum am spus, extrem de multe voturi pentru alte aplicații pe care vă invit să le dezbatem. Bun. Mergem mai departe la accesul
Din documentație ne apropiem cu pași repezi de finalul prezentării. Așa cum v-am obișnuit, toate echipamentele Festo au parte de un suport extrem de bun din partea noastră. În special pentru această zonă de CPX API avem extrem de multe videouri făcute de mai mulți colegi Festos și chiar de colegii noștri din headquarter, acele videouri oficiale, să spunem așa, de pe Festo, de pe canalul de YouTube Festo Service. Deci aveți suport nu doar scris, ci și video pentru integrarea acestor echipamente, pentru zona de debugging, pentru zona de programare, inclusiv se explică modalitățile de integrare în suitele software ale celorlalți producători. Spre exemplu, avem aici o integrare cu Rockwell Studio, avem de asemenea pe YouTube și variantele de TIA Portal pentru Profinet sau variantele pentru EtherCAT. În suport portal există posibilitatea să căutați aceste echipamente sau în zona de produse pentru a le configura. Există deja documentație tehnică pentru ele și ghid de configurare și de comisionare în zona de expert knowledge, așa cum v-am obișnuit. Vă încurajez să intrați, să explorați documentația tehnică. Dacă există întrebări, bineînțeles, vă stăm la dispoziție. În cazul în care aveți nelămuriri, de asemenea, putem purta discuții legate de modalitățile de integrare sau de specificațiile tehnice ale fiecărui modul în parte. Bun. În încheiere, aș vrea să vă reamintesc foarte rapid despre portofoliu extrem de vast Festo în zona de senzori și actuatori. Scuzați. Pentru că am discutat de zona aceasta de remote IOs, este bine de știut că Festo include și zona de actuatori și senzori de senzori. Avem practic, după cum puteți să vedeți, tot ce înseamnă senzori de proximitate, inductivi, de poziție, optici, de color, cele de forță, datoare de semnal, gripere electrice și, cum v-am arătat, și zona aceasta de Simplified Motion Series, acești actuatori electrici end of stroke, care sunt extrem de competitivi, în special în zona în care nu aveți aer comprimat și vreți să înlocuiți aplicațiile pneumatice Festo cu unele care să vă ofere performanțele și precizia dată de acționările electromecanice. Bun. Am ajuns la final. Așa cum v-am promis, există secțiunea de Q&A. Așteptăm întrebările noastre. Rubrica de chat este deschisă, a fost deschisă permanent. Aștept să văd întrebările, o să vă las ceva timp și pe măsură ce acestea apar, le vom încerca să le și răspundem. Bun. Văd că avem deja o întrebare. Întreabă cineva dacă sunt permise zone diferite de alimentare pentru modulele CPX API. Da, putem avea, spre exemplu, alimentare de 24V. Atenție, este nevoie de o alimentare pentru circuitul de tip logic și de tip load pentru nodul de comunicație, una separată, spre exemplu, pentru insulele de ventile și o alta pentru modulele distribuite de I/O. Atenție aici, un lucru aș mai puncta, în cazul lungimilor mari de cabluri, poate fi necesară o sursă suplimentară de alimentare. Modulele generează
erori de logic voltage începând cu sau sub pragul de 18 volți, însă comunicația funcționează până la 12 volți, deci este oarecum acoperită. Bun, dacă există și alte întrebări. Da, se pare că avem și a doua întrebare. Există posibilitatea de salvare a configurației și parametrilor. Dacă vă referiți la o opțiune de tip store, adică de tip de menținere a parametrilor la un power cycle, atunci răspunsul este nu. Toți parametrii, inclusiv asignarea nodurilor, node ID-urilor, se realizează la fiecare pornire. Ea este preluată în cazul în care aveți un field bus și un PLC. În momentul în care se activează comunicația field bus, se asignează și configurația pe care o aveți făcută. Deci, și aici trebuie să purtăm probabil o discuție tehnică ulterior. Ce se întâmplă, spre exemplu, în cazul în care aveți doar un echipament care se oprește sau care suferă un power cycle în cadrul topologiei, este o discuție pe care vă invit să o purtăm ulterior telefonic, via e-mail. Aveți datele mele de contact. Dacă nu mai există alte întrebări, vă mulțumesc atunci pentru atenție. Vă recomand să vă înscrieți și la următorul webinar Festo, ce va avea loc în data de 4 noiembrie. În cadrul evenimentului, colegul meu, Traian Stamate, manager al departamentului de didactic Festo România, o să vă prezinte aspecte legate de compatibilitatea electromagnetică în automatizările industriale. Bun. Vă mulțumim din nou pentru atenție. O zi bună vă doresc și ne auzim la telefon. Aștept mail-urile noastre pe tehnic sau pe adresa mea de mail. Mulțumesc. O zi bună.